bună dimineața! Gneața, gneața, gneața! Ce frumoasă e viața! Dragii mei, știți vorba aia? Că luni nici iarba nu crește? Să vă spun ceva, luni iarba e mai verde, iarba e mai grasă, iarba e mai sănătoasă! Ascultați la Radu Ileo, mândruță dragă! Dragii mei, multă lume mă întreabă, bă Radule, ce mănânci? Ce bei? Că de când ești tot așa ești. Vesel, cu poftă de viață, râs frate, trăiești viața. Dragilor, vreau să vă spun de la început că mie îmi place viața așa cum e, naturală și trăită pe cât se poate bine. Ce înseamnă asta? În primul rând, până la ajunge ce beau, trebuie să vă spun ce mănânc. Bineînțeles că îmi plac fructele. Un bol generos, plin cu fructe. Știți cum? Tăiate așa bucățele. Fructul meu preferat e măr. Dar, alături de măr, dacă tăiesc și niște lebiniță, ați mâncat lebiniță? Oh my god! Cel mai tare harbuz, îi zice, în localitatea Lunca din Botoșani. Frunză verde, flori de tăi, izmondomenii mei! Deci mere, pere, lebiniță, prune, struguri, caisă, gutui, piersici, prune, am zis. Oh my god! Oh! Și dacă lăsați așa un chic să odinească bine salata, în câteva minute iese o salată de fructe și lasă așa un sirop. Dar dimineața când vă treziți, e pușcați o salată de legume verzi. Mai ales că a venit sezonul. Legume verzi românești, dar românești. Deci într-un bol puneți niște ceapă verde, usturoi verde, ridic, salată, niște fire de pătrunjel, niște mărar, și niște cubulețe de brânză, telemea. Oh my god, tă românească! Un miez de ulei de măsline, după care musa se stropiți cu un chic de oțet, o lăsați acolo să se odinească salata aceea și o mâncați, știți cum are? O poftă de viață. De n-ați văzut așa ceva. Și după o salată adevărată bună, ajungem și la leguma preferată a lui Radu Ile. Care credeți că e? Carnea. Carnea preferată a mea? Carne de mie. Dragii mei, cum pune ninuța mea așa o scăricică, știți? Costele alea așa pusă bine la baiț, cu miez de mirodenii, cu sare, cu miez de ulei, așa acoperite și lăsate la frigider până a doua zi. Și a doua zi introdusă la cuptor. Știți cum? Deja îmi plouă în gură. Nu mă mult, dați pofticios. Și ajungem și la ce beau. Ce beradule să simți așa de bine? Hai numai și numai. Un vin fiert cu zahăr, cu scorțișoară. Numai bine mere. Și să vă mai spun un secret. De curând am fost și eu, că viața e scurtă și întâmpini multe, și bune și rele, își eu încatăți oamenii, așa că am trecut printr-o scurtă operație la rinichi. Oh my god. Pe lângă regimul care trebuie ținut, fără alea, fără stres. Știți ce? L-am întrebat pe domnul doctor. Domnul doctor. Domnul doctor Cătălin Belinski. Domnule, ai făcut o treabă. Ia uite-l pe Radu Ile. Mândruță dragă. Și cum vă ziceam, l-am întrebat dacă berea e bună. Că așa se zice, știți voi. Că berea curăță, rinichii, sfarmă, piatra. Guess what? Mi-a zis domnul doctor Cătălin că nu e un mit. E bună, dragii mei. Deci, mere o bere cu plăcere. Vorba cântecului. Și o bere, și o bere. Stomacul nostru cere. Dacă ajungem și la pălincă, s-a terminat cu șmecheria. Însă cel mai important lucru și fără glumă, apa. Deci atâta apă beau, se spune că apa are gustul care crezi tu că are. Ce gândești despre apă, aia bei. Bezi-o cu plăcere. Dacă-s la sală, într-o oară beau 2 litri, 2 litri jumate de apă. Știți cum e apa? Inodoră, incoloră, fără gust, fără miros, fără culoare, fără are. Toate astea le are dacă o bei cu drag. Te poți apuca de mișcare. Lume! De sport. Apropo de sport, mi-e dragă viața. Muzica, dansul, dragostea de viață, toate astea se fac prin mișcare. Așa că, dragii mei, sport e foarte important. Astăzi vom face sport. Deci mi-e așa de dor de sală. Dar să nu uităm, să începem cu începutul. Astăzi, luni, am început cu o bună dimineață. Neața, 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 ce frumoasă e viața! Și pentru că am spus că începem cu sport, ca să ne pregătim pentru cântare, vă arăt încălzirea lui Radu Ile. Da? Pentru cântare. Radu Ile, oh my god! Musai să facem înviorarea de dimineață cu Radu Ile, după care o piesă specială. Vă aștept cu mic, cu mare, pe toți fanii mei. Așadar, pregătirea în 3, 2, 1, atenție! 1, 2, 3... La treabă! Pentru a ne proteja foarte, foarte bine mâinile, pentru că totul vine de la mâini, pentru că avem treabă cu ele, încheieturile, l-am prins. Ăla-i, 2, 3, 1. Și pentru asta ne pregătim.
La treabă! Trebuie să începem cu umnează de încălzire. E foarte important să vă încălzeți. Mișcă de cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facem și înșel. Rotind de cap. Oh, da bine! 2, spate. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotind de brațe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pușcați-o. Muricică. Nu uitați de forfecă. My God. Facem noi mișcări de șoldă. Față, spate, față, spate. Asta-mi place. Stângă, dreapta, dreapta, stângă. Oh my God. Genunchi. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Și acum exercițiul care îi place fiicei mele. Se mi spara. 1, 2. Acestui exercițiu îi spune switch. Like me. Oh, switch. 2, 3. 1. 2. Și încă un switch. Că e mai lentă încălzirea, că e mai în forță. Începem cu alergare. Înainte de orice. 3, 2, 1. Țineți-vă de mine. Rădurile. Respirație. Kilometri la oră. 2, 3 și... Switch! Continuăm cu switch. 2, 3, mă aștepta. Ce mă încurajează și mă ține în putere? Picturile fetiței mele. Spirit. Am un spirit liber. Mă sunt de criză una dintre operele de artă. Vreau să zic activitățile noastre. Dar să nu uităm de ce am venit. Atenție la respirație. Respirație. Respirație! Respirație! Mie îmi place Carolina, Carolina! Oh my God! 2! 3! 4! 5! Mie îmi plac și blondiale, 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 că-mi fac peche poftele. Oh my God! Oh yeah! Oh my God! Oh! Asta a fost, fraților. Continuăm. Atenție! Mișcare în casă. Oh yeah. Woo! Haide, ne apropiem. Oh my God. Yeah! Doi și doi și. Dragii mei, știți pentru ce e pregătirea? Pentru că urmează muzică! Frunză verde, flori de tei, să trăiți românii mei! Să trăiască fiecare rădurile! Cântă tare! Și ne pregătim pentru o... Ia auzi, ia! Și anu, pentru fiecare rădurile! Rădurile și mai tare, și mai tare! Azi o face o cântare! Și zice așa...
Zice așa, microfonul! Clop pe cap! Rodoile! Mai se cad în șpagat. Șpagatul în episodul următor. Haideți la cântare! La portița ta, ce mi-ai făcut mână, că nu te pot uita. Panecele tale, Doamne, mi-au plâng inima. Vai de viața mea, acasă doar în grădiniță. Și o să am grijă de ea, să crescă mare, să-i fac corsiță. Mândruței mele, mândră mea, și poate mândră. Mulțumesc, vă iubesc și vă aștept pe canalul meu de YouTube, Radu Ile. Oh my God! Hello guys, vă iubesc! Doamne ajută!